șut de la distanță, însă mingea din nou trece departe de poartă. A fost execuția lui Denis Dumitrașcu. Centrarea pleacă bine, balon deviat, dar care trece mult peste bara transversală. FC Argeș și recuperează Ionuș Șerban, balonul ajunge până la urmă la Torje, care vine cu șutul exact pe mijlocul porții. Gabi Torje pe contraatac, Vesteniski intră în posesie, în care o Vesteniski, gol! Dinamo deschide scorul. Cătălin Țâră a fost până la urmă cel care a marcat foarte bună acțiunea lui Dinamo. Torje dă o pasă pe excelentă, iar Țâră profită. Da, cred că la prima atingere a mingii, dar strălucitoare într-adevăr toată creația lui Torje. De Țâră, am văzut că a ieșit și Ianovski, Mihai Ianovski la marginea terenului, minge periculoasă, scoasă pe contraatac de FC Trașcu în acest sezon. Nu, atacul lui FC Argeș continuă și faza este finalizată de Alex Ișfan. A venit foarte bine Ișfan. Aici nici centrarea lui Mușat n-a fost deloc rea. Balonul trimis, Telcean trebuie să fie atent. Recuperează Țâră pentru Gabi Torje, își potrivește șutul. Apasă pe trăgaci, dar Croitorul apără. Ce pasă deșteaptă la rândul ei, deduse Țâră. Țâră junior, să ne uităm de părintele său. Torje se descurcă, intră în careu Torje, în spatele său este Diogo Viana. Portughezul reușește până la urmă să-l păcălească. Obține posesia, dă și o pasă splendidă, poate fi contraatacul celor de la FC Argeș. Nu este offside, Alexandru Ișfan în fața lui Eșanu. Ișfan și este gol! Pe contraatac, un contraatac nimicitor, cred că a durat mai puțin de 10 secunde. Doi jucători care pot evolua la naționala de tineret în prim plan. Eșanu n-a putut însă să oprească acel balon care s-a scurs așa precum pe la penaltiul lui Culio și s-a dus în plasa porții Dinamo Viste. Și totul a plecat, atenție, după un balon recuperat de Diogo Viana în interiorul propriului careu. Dinamo prinsă, descoperită total pe defensivă. Torje pentru Cătălin Țâră, își pune mingea pe dreptul Țâră, șut deviat, corner. Corner pentru Dinamo, care ratează șansa unui 2-1. Da, mi-am amintit de Adrian Ilie, de Cobra Ilie, cel care de multe ori avea timp, judeca, procesa atât de repede faza. Vine centrarea lui Dumitrașcu, e căutat la Tovlevici, acolo se întoarce la Tovlevici, Cristi Dumitru, gol! FC Argeș dă lovitura în Ștefan cel Mare în minutul 93, 2-1 pentru FC Argeș. Foarte bună execuția lui Iasmin Latovlevici din întoarcere. Eșanu scoate în lateral, însă Cristi Dumitru e pe fază și foarte probabil își duce echipa în sferturile de finală ale Cupei României. FC Argeș reușește să întoarcă rezultatul.